trezi drumurile prin taigaua siberiană, prin zăpadă, oameni buni. Welcome to Far East Russia. Sunt în îndepărtata Rusie. Este un sătuc abandonat. Nu mai locuiește nimeni. Kilograme de carne de urs. Reviste din medvedi. Come on, vibration positive. Am văzut cum îmi dă târcoale un burunduc. Ce manc? O veverițică mică pe aici. Uite. Cipci de ei. Uite ce drăguț! Mă bucur companie. Azi noapte că ce-și mi-am pus cortul. Chiar n-a fost atât de frig. Cred că doar vreo 4 grade. Ok. Și ăsta este drumul către Icutia. Către Iacuțsk. Icutia cunoscută de fi Republica Sava. Deci este niciodată se numește localitatea unde m-am făcut, kilometru zero. În tânda. Aici să mă cozidească cineva prin Couchsurfing. M-am trimis și aici, în Neriungri. Nu mi-a răspuns și eu trebuie să ajung în Icuțsk. Am prins repede o cursă cu Denis. Și în îndepărtata Siberie, el mi-a arătat că e jos de departe pe vremea lui Stalin, între 25 și mai știu ce ani, a fost un gulag, închisoare, în vremea represiunii. Cât am făcut, nici 30 de kilometri. Până aici ne-a fost cu drumul bun, acum ne așteaptă gropile și hai, ușor. Astea-s drumurile prin taigaua siberiană. Am prins un tir, un camion cu alesii. Mergem mai departe. Așa, ușor. Mai am vreo 100 de kilometri până în tânda, unde o să mă aștepte Dmitri, gata prin Couchsurfing. Mă așteaptă frigul pe acolo, prin nord, prin Magadan. Mi-am dat și am primit cadou, ca să-mi țină de cald. Bună dimineața din tânda. Este un orășel micuț din provincia Amur, din Amurske Oblast. Și vreau să vă arăt ceva frumos afară. Primă zăpadă, dragilor oameni buni. Și doar septembrie, când mă gândesc că va trebui să fac autostopul până în Icuțsk și apoi Magadan. Și poate să fie nopții în care să dorm la cort. El e Dima, el m-a găzduit, pus gazarea prin Couchsurfing. Everybody came to Tânda. Welcome to Tânda, the first snow. Am luat și prima căzătură. And it's just the middle of September. Welcome to Far East Russia. If you find some crazy experience, came to Tinda. And think about it, I have to hitchhike right now. But all the way north. You need to think twice. Be prepared. It's a serious decision. Warm clothes. And yeah, let's go. Icutia is waiting for me, Magadan. Wish me good luck. Să menționez și temperaturile. Azi noapte, aseară când ne plimbam și când a început să ningă. 1 grad și dimineață 0. Sunt în îndepărtata Rusie. Știi ce ciudat? Un prieten îmi trimite imagini de pe la mare, de pe la munte, cu soare, 30 de grade. Toată lumea vacanță, când e perioada aia în septembrie, știi, teama bună de munte, ultima boiță la mare. Și aici. Hai.
Pașa, Sergei, Roman. Da, spasiv. Mamma mia. Ca Saka, sau Cutia. Saka e pe limba locală și Cutia limba este un sătuc abandonat. Nu mai lucrește nimic. Înghețat, se circulă greu. Am văzut diriștii, clopeții le puneau pământ. Așa că dacă nu trece vreo mașină mică, o să stau mult și bine după camioane. RMG, uite cu Iolana, îmi face un tur de oraș, bineînțeles, în spate tătuca Lenin, proletar din toate părțile, uniți-vă, și e iarnă, ce bine. Spuneți voi, de când ați mai făcut un om de zăpadă? De când? Pur și simplu la autostop ne-am cunoscut și m-a invitat la masă, la familia ei, și gata mă, poftă bună! Pe-a cel mai bun pe lumea asta, clătite cu zbușonca. Noi n-avem în România un fel de lapte condensat foarte dulce. Dar cum în America de Sud e dulce de lece. Eu nu uite așa am primit șosețele de iarnă, sunt ține de cald. Sunt minus 2 grade, dar mi-am luat deja geaca de iarnă, ciorăpii de lună. Se țipui. E o zonă industrială aici, cu cărbune. De aceea s-au și construit orășelele prin anii 40, vremea lui Stalin. Sunt într-o mașină nouă, chiar că parbriz de mordar. N-am așteptat mai mult de 5 minute și cu Sergei mergem până în alt dat. Pasiva! Asta-i Cutia! Tiriștii pun lanțul la camioane, căci... greu să-i cineva. Nu vei de viscă. Vedem noi în stânga, sunt niște garduri pentru zăpadă, așa înalte. Și zic că pe vremea lui Stalin aici a fost un gulag. Și o belă-i belă. Acolo, clădire abandonată. Și aici e o zonă unde se extrage aurul. Și poate de-aia frunzele sunt aurii. Aici este carne de urs. 10 kg de medved. 10 kg jură. Este mult îndepărtată a Rusie. Găsească. Asta e frumos când călătorești. Întâlnești diferite culturi, diferite tradiții, mâncări, niște peștini așteaptă. Poftă bună! Peștele ăsta e aproape crud, doar cu sare e pregătit. Și atât. Și vinul e făcut de evrei din Crimea, coșer. E bun. Emet. Aici e atelierul lui Andrei, el e hierar. Это надо металл горячий, вот здесь камера. Ага. О, вот так нагреваем металл. Се... Это нагревается Синчинджи. Сюда. Красный. Так. Фаши роще. Потом сюда берешь, сюда. Вот.
Вот, смотри. Ага. Видишь, ножи. Ого. Это кусок, да. Чуяние. Ну это. Ах ты мощно русеска, уаз, мерзи, пинтати drumurile. Ne-a așteptat, dar ajungem la un Iacuțsk astăzi. O zi lungă, o să traversăm cu Baclena. Suntem de bac, suntem de bac. Dimineața din Iacuț. Hai să-mi găstuit de Sasha, o să vi-l prezint imediat. Într-o căsuță micuță, dar plină de suveniruri și la călătorii prin toată Rusia. Sunt într-un cartier undeva la marginea orașului, lângă o fabrică de carne de pui. Sasha, gazda mea prin Couchsurfing. Și tatăl lui. Și aici e căsuța lui. Ia uitați ce colecții frumoase. Da, fibrelucuri. Iată, da, și clopoței. Iacuțsk este capitala Republicii Saha sau Iacutia și se vorbește o limbă, ascultați cu pesaj. Mahtal. Suntem într-un cartier tipic muncitoresc, cu locuri comuniste. Azi mergem să vizităm un pic orașul. O să mă prezinte unei prietene care se ocupă cu etnografie, costume populare, cu dans. Ne jucăm de costume, suntem în centru etnografic aici în Iacuțsk. O să avem și o petrecere, este o zi de naștere. Salutați pe Kiril. Azi sunt un șeic de prin Orient. Arabe când se plământă, da. Un beduin. La masă. Hei, Margarita! Faman, vibration, pozitiv. Suntem într-un colectiv internațional. E lume aici din, bineînțeles, ruși, Iacutia, Japonia, Corea, Germania. Oh,
А вот и хора. Че мы? Озеро, фел де лакул артиштилор. Стоим в парке от пешта дойч, здрасте. Здрасте. И к... Афумация, рад, статы фелеви. Там морс, морс, фели компот. Компот. Си, фун пеште, сарат, пускат, си. Steagul Rusiei și steagul lui Putin. Așa facem un tur așa de oraș, ne plimbăm prin centru. Așa mi-arată astea, clădirea administrației Republicii Sahara. O copie după originala fortăreață. A, Iacuscul. Iacuscul are vreo 300 de ani. Statuia descoperitorului Icutiei. El e primul rus care a pășit pe meleagurile astea și îl cheamă Pietr Ivanovici Beketov. El a înființat orașul Icutsk în anul 1632. Călare pe urs. De vremea de muzeu, Rusia mea istoria. Rusia istoria mea. Să aflăm mai multe despre istoria Icutiei. Mahalka? Ah, pentru țânțari. Da. Я думал, что как магия или шаманизм. Или может тебя, например, да, ты заходишь, да? Тебя по этому. Am dat de o de un cort tradițional Iacut. Urasa. Urasa. Apa Iacuscu Uraha. Uraha, aha. Uh-huh. Paruscu Urasa. Aici? Mamut și puiul. O să stegozaur. Descui la copcă. Poate nu știați, dacă sunteți fani X-Men, Wolverine, el este.
Da, și ghiare are. Mic, mic. Da, mă, naibii, se dă și la râși și la urși, se bate cu lupii. Wolverine. Este mic. Ia uitați peste ce am dat, mă rog, niște rebalnode, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. 2000 de lei. Și cam așa arăta o căsuță pe vremea SSSR, cu bibelouri, cu toate decorațiunile. No face, no name, no number. Ciociur Muran. Adică regatul permafrostului. O să vizităm acum un muzeu al permafrostului. E o regiune unde de-a lungul anului întotdeauna veți găsi, nu știu, la adâncime de câți metri, pământ înghețat. Pentru că aici e destul de călduț iarna, toate conductele nu sunt îngropate în pământ și tocmai de aceea toate clădirile, casele sunt pe niște piloni. Zvaia se numesc. Sunt locuințele lacustre pe apă. Aici nu e apă, dar e frig. Ok, avem aici în stânga instrumentul tradițional. Drâmbă. În română, humus? Humus. Ietă. Serghe. Caii erau legați de Hors. Genul de stâlpul ăsta. Și cănuța asta? Cioron. Cioron. Cântăm, legăm caii și bem. Se bea și aici cămâz. Cămâz e băutura tradițională. Am gustat și în Kazahstan, din lapte de iapă, nu de cap. Bine ați venit în regatul înghețat. Sunt doar minus 5 grade. Hai. Iluminatoare de gheață. Prințesa. Voi locuiește moșul. Oh, oh, oh. Ați fost cu minți copii? Hmm? De fapt nu e Moș Crăciun. Nu e Santa Claus, după cum bine știți. Cum era și pe la noi odată Moș Gerilă. Rușii l-au pe Ded Maroz. Punem o monedă aici la broscuță. Și punem o dorință. Aici? Reviste din medvedii! Give me five. Yeah. Bine ați venit la hotelul de gheață. 5 stele? Mm? Cam frig, dar ne încălzim cu niște blănițe de ren. Și tu e de aleni? Da. Nu ți-e de ren. Joltesnic. Cum a ajuns zăpada galbenă pe perete? Pinișea vodcu. A, vodcu? Da, da, mai. Zazdar, mă, mie. Să fac schimb de gazde. Să mă aștepte familia Ulianei. E curs cu by night. Familie care mă găzdește prin Couchsurfing. Familie mare și cu, de asemenea cu inima mare. Poftă bună! Fiat de noapte, Pita! Rău, te mă lăsesc!
Humus? Homus. 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 Homus, deci drâmbă la noi. S-a luat lumina în iecuț. YouTube canalul. Dar o ținem așa, din petrecere în petrecere. Astăzi îl sărbătorim pe Tolia, este ziua lui. Și avem o petrecere, o zi de naștere, așa, romantică, la lumânare, cu invitați, cu voie bună. Și de o naștere. Și bucătărește internațională, avem pizza italienească, sushi japonez, urmează și ceva tradițional, ardei umpluți cu carne de cal, niște pește, niște pește înghețat, cred că ne-ați văzut să răbă? Cir! Ah, cir! Formă de cir! Mama, Dima, o salată de cir! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Tolia! Happy birthday to you! Hello, hello. За здоровье! За здоровье! Самое главное будет здоровье. За Якутию! Ура! 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 Dar nu știam, domnule, plus nu strigă. E vremea plânsului. Începem cu niște bârpa. E un fel de cămăț ce am încercat prin Kazahstan, dar nu e de iapă, e de vacă, un fel de chefir, așa. Și e bun. Asta e un pahar tradițional. Când îți faci cioran. Și mors. Mors e un fel de compot din fructe de pădure. Adică niște cărnițe de ren. Și aici stai într-un restaurant cu mâncare tipică tradițională icutiană și se numește Mahtal. Mahtal înseamnă mulțumesc. Este alen? Da. Alinină, da. Ren, picuțcă cașă, salamar. Hai da, slivke zbite. Молоко. Сбитые сливки. Молоко взбивать. Крем. А, окей. Ну, короче, вот это берешь и макаешь. Ага, и здесь? Салатчики. Каша деличаса. Вообще. Сейчас мне факт фришка. Чьи ее... Ладушка. Ладушка. Не знаю, по-румынски, как называется ладушка. Ну, вы такие не готовите это, как блинчики по утрам? Похоже, да. Баджин с мантена. А, и с фруктами тоже. Ce zi plină! Am vizitat muzee, am mâncat bine și încheiem cu o conferință. Am fost invitat, a zis că ești aici, trebuie neapărat să le povestești oamenilor despre călătorile tale. Lumea a sosit, încep cât de curând. Trebuie cu conferința și e ultima mea seară în Icuțc, așa că o... Sărbătorim în stil tradițional cu mâncare tipică de pe aici. O să vă povestesc exact cam despre ce e vorba. Este calbasa... cârnat de cal. Sângere de cârnat din sânge, dar cu lapte. Este patraha. Cum bine? Nu. Asta haptam, De mânz, carne de mânz, ciuperci marinate, șuca, da, ștucă, parumânschi ștucă, da, ștucă sărată, salată, pecini, toți manică așa, că jerebenă. O salată de plămâni de cal, rebușchi, jerebenă, da, marinca, mânz. Măcanină e edibă, da, da, da. Tradițional, îi mănâncă de cât mânz, trebuie să fie până într-un an, cam 8 luni. Pește, pește. Straganină. Straganină. Dar tu bună, pierdă-l apetita. Păi cum stică de apetita? Mine stică, aha. Și un cadou. O brățară din păr de cal. Am o nouă brățărică la colecția mea. Și un mic... două din argint. Pasiva.